primul rând, noi considerăm că astăzi procurorii și-au pierdut martorul în acest proces, deoarece Ilan Șor a refuzat să facă declarații, invocând că acele declarații ar putea să fie contrar intereselor lui. Noi asta am spus chiar de la prima ședință, că Ilan Șor este o persoană în prezența căreia se investigează infracțiunea și el nu poate fi martor în acest proces. Luând în considerație că Ilan Șor este unicul martor pe majoritatea capitolelor de acuzare care se incriminează lui Vlad Filat și dumnealui nu a depus mărturii, asta ar însemna că nu există nicio probă că Vlad Filat este vinovat de săvârșirea infracțiunilor de corupție care sunt incriminate. Respectiv, acestor judecători de la Curtea de Apel nu le rămâne decât să-l elibereze din arest și să-l achite pe Vlad Filat. Acum ce ține de Tudor Balițchi. Ilan Șor spunea în autodenunțul său că șeful Vanei, Balițchi, i-ar fi organizat anumite controle speciale la compania Dufremor. Astăzi a venit în instanță domnul Balițchi, care a spus că niciodată nu a organizat niciun control operativ sau special la compania Dufremor și nu a primit Tudor Balițchi nu a primit nicio indicație ilegală de la Vlad Filat. Respectiv, aceste două procedee probatorii de astăzi în instanță dovedesc încă o dată că Vlad Filat se află ilegal în arest și dosarul în privința lui este unul fabricat.